Următorul concurent are 17 ani, vine din comuna Crușeț, județul Gorj. Este elev la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu. Acolo își dezvoltă abilitățile artistice și urmează pasiunea pentru folclor. Provine dintr-o familie de oameni simpli, Alexandru a crescut într-un mediu în care arta a fost mereu apreciată și încurajată. Cântă de la 7 ani, iar un an mai târziu a început să participe la foarte multe concursuri. Este inspirat de Dumitru Zamfira și Cezar Cazanoi, astfel că s-a apropiat în mod cu totul special de fluier și caval, dar și de jocul tradițional specific zonei Gorjului, locul natal. În 2018 și 2024 a reprezentat România la Festivalul Internațional de Cimpoaie din Cehia, așa că vă invit să-l primim cu aplauze pe Alexandru Costin Cioiu. Bine ai venit, dragul meu, și succes! Thank you.